Înregistrare pornită. Gata, bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Aceeași mare bucurie de fiecare dată ne prinde. Câtă vreme ne întâlnim pe teritoriul acesta atât de frumos, nu? Măriuc, acest de teritoriu al matematicii, unde Da, ne nu simțim. online. De data asta, așa, online, așa cum sunt condițiile. Și să mulțumim lui Dumnezeu pentru șansa asta care o aveam. Așadar, Măriuca, uite că aseară am stat un pic de vorbă cu Aura, cu Adi și le-am povestit și Cu problema Ana ta și și cu Ana și le-am povestit problema pe care ți-am dat-o ție. Vezi că este aici, da. A3B. Deci, până am discutat ceva, asta au fost ceea ce am șters. Altfel, tabla era chiar cu problema ta Da, ești, încărcată. trebuia să o fi lăsat acolo, că era important să-i spui de ce suma Ei, cifrelor lasă să simpatice. discutăm altă dată. Trebuie Da, să o iau ok. mai ușor acolo. Al nivel, am discutat cu Adi, nici nu era Ana când am discutat asta. Deci se determină numerele de forma A3BC, care se divid la 2, la 3, ții minte așa, nu? Și la 5. Așa. Și la 2, la 3 și se divide și la 5. Da. Cine sunt aceste numere? Dacă te trebuia să scriu. Păi nu știu câte ori fi fost toate. Toate trebuia să găsite. Știu, dar cred că am ratat una. Cum îți propui să începem? Noi parcă am început ceva data trecută. Era scris aici ceva, nu mai știu ce. Dar dacă tu ai scris, știi că am început să facem problema. Hai să valorificăm ce înseamnă că se divide la 2. De hai să scriem asta. Hai să scriem așa. A, Trebuie 3, să fie un număr par. B, C. Chiar să scriem asta. Scriem în cuvinte. Scriem matematic. A, B, C se divide la 2. Dacă și numai dacă, când zic dacă și numai dacă, facem dublă săgeată. Da? Dacă și numai dacă. CU aparține, am mai vorbit noi de simbolul ăsta, da? Și am promis odată că mă ocup, doar că n-am avut timp. Ce aparține? Acest aparține e varianta euro, nu? Cum este euro. Da. Ce aparține? Și elementele care sunt, le punem într-o acoladă, se cheamă simbolul mulțimii, și acestea sunt, spune, Zero, 0, doi, da. patru, Da. șase, Da. opt. 8. Perfect. Și haideți să valorificăm și că se divide la 5. Deci A3BC Bară. se divide la 5 dacă și numai dacă. Acum, hai să fim un pic astăzi pretențioși și să redactăm așa cum se va întâmpla ca să redactez mâine la clasă. Deci, se divide la 5 dacă și numai dacă CU aparține cărei mulțimi de elemente. Ce variante are CU? 0 sau Da? 5. 0 sau 5? Astea sunt două. Ei, ca să se divide la 2 și la 5, trebuie să am două condițiile. Că e și între ele. Și la 2. Deci, CU trebuie să fie 0. Așa, ce element comun este? Ca să fie și una și din ce, și una și cealaltă condiții îndeplinite. Deci din cele două, uite, fac o altă mare acolo. De rezultă că CU este egal cu 0. Un prim rezultat. Deci, în clipa asta știm că CU este 0. Așadar, chiar să marcăm că numele arată în felul următor. A, 3, B și 0 acum. Așa arată în clipa asta. Acum, acesta mai are o singură condiție de îndeplinit, nu? Să se divide și unde? La 3. La 5 se divide și la 3. Și asta se întâmplă dacă și numai dacă, spune tu condiția, când un număr se divide la 3. Când A plus 3 plus B plus 0. Așa, A plus 3
plus B plus 0 egal sunt cifrelor, da? Se împarte exact la 3. Și acum, despre 0 n-are sens să-l mai luăm, rămâne ca A plus 3 plus B. Da. Deci, asta înseamnă, dacă și numai dacă, iar insistăm pe scrierea asta matematică, așa, dacă și numai dacă, doar pretenția rămâne la A plus 3 plus B. A plus 3 plus B să se împarte la 3. Da? Să se divide cu 3. Da. Cum 3 se divide la 3, scrim de desubt, cum 3 se divide deja la 3, că 3 împărțit la 3 face 1, nu mai încape discuții, din cele două, sarcina pică... 3 sunt 1 la înaintea lui 3. Cum 3 se divide. Cum despre 3 știu că se divide la 3, cine rămâne cu obligația în spate? Cine trebuie să se divide? Ce-o mai rămas? A plus B. Da. Deci de aici rezultă că neapărat sarcina este pe A plus B. Deci A plus B trebuie să se divide la 3. Deci, Măriuca, hai să mai luăm încă o dată, că îmi place foarte tare cum am scris acum. Uite, așa sunt de încântat, că așa trebuie să arate o redactare. Când un profesor vede o astfel de redactare, el este încântat cât se poate de tare. Deci, am valorificat cerința că să se divide la 2. Asta înseamnă că C trebuie să fie una dintre variantele cele. Să divide la 5. Înseamnă că C-ul trebuie să fie una din variantele astea. Cum și una și alta trebuia să întâmple, ca să fie ambele condiții îndeplinite, C-ul nu are decât posibilitatea lui 0, că există un element comun aici. Da? Ca să fie și una și alta. Atunci arată așa numerele. A3B, 0. Și ce condiții mai aveam încă mai departe? Să se divide și la 3. Ori știm de până acum că avem un criteriu pentru divizibilitatea la 3 care cere, ca și la 9, dar aceeași condiții, suma cifrelor se împarte la 3 sau, dacă e nevoie, în situația în care e la 9, să se divide la 9. Da. Dacă unul din termeni este deja, se împarte exact la 3, atunci ceilalți 2, cum 0 nu intră în discuție, nu influențează, deci cum 3 se divide la 3, deci cerința pe care o avem acum este ca suma A plus B să se divide la 3. Deci, în clipa asta, ce variante să luăm, cine să fie A-ul, cine să fie B-ul, ca îndată rezultatul al adunăm să se divide exact la 3. Deci, zic acum numerele care am scris eu. Ai putea să-mi spui, dar hai să ne oprim aici. Ca să mergem pe ideea asta, ori de redactări foarte... La început, A să fie 1. Așa. Deci neapărat A1, de ce A1? Este începutul numărului. Da. Observație foarte bună asta. Observație. A trebuie să fie mai mare sau egal cu 1. Neapărat. Da. Pentru că este... 2. A... Și, deci A mai mare ca 1 și atunci B-ul poate să fie, deci un prim caz ar fi așa, A-ul este egal cu 1, da? De aici plecăm, luăm chiar 1 și B-ul trebuie să fie cu varianta 2, B-ul poate să fie 2 și atunci numărul care rezultă, cum arată, Mărica? Cine este numărul acela care... 1320. Și atunci primul număr pe care l-am descoperit, eu trebuie să șterg Măriuca de aici, că n-am încotro, încerc să pun numerele pe care le descoperim cu calitatea asta. Deci, voi spune că am primul număr, îl pun chiar într-o mulțime. Bine. Adică un acolad, nu știu câte ori fi, probabil că sunt mai multe. Deci este 1320. Foarte bine. O altă variantă. Tot cu A egal cu 1. Gândește-te cine ar mai putea să fie B-ul. Asta e gândit tu pentru că 1 și cu 2
au făcut 3 și 3 se împărțit la 3, da? 3 se divide la 3. Tot cu A egal cu 1B, o cât să mai fie, pentru ca în final să ne dea tot un număr care se împarte la 3. Care ar fi numărul următor care s-ar împărți la 3? 6. Da. Deci 1 și cu cât se facă 6? 1 și cu 5. Deci B o să fie 5. Vezi? Vezi cât de ușor este ca că interpretăm bine? Și atunci, numărul ar fi, cum ar arăta? Te rog să-l citești numărul respectiv. 1350. 1350. Foarte bine. Următorul număr, Măriuca, tot cu A egal cu 1, la ce variantă la B te mai gândești? Eu... Tot cu A1. Că mai avem. B-ul poate să urci până la 9. De ce până la 9? Că e cifră. Știu. Dar... După 6, cine ar veni care se împarte exact la 9? 9. 9. Pardon, la 3, da. 9. Da. 1 și cu cât se facă 9? 8. 8. Și așa cum ai spus, vezi cum o crescut B-ul. Păstrându-l pe A egal cu 1, B-ul a zis, a fost 2 la început, a mai pus un 3, ai mai pus un 3, ai pus un 3 și a făcut 5, ai mai pus un 3 și a făcut 8. Deci următorul număr este, vorbește, 1380. 1380. Foarte bine. Bun. Asta a fost numai pentru varianta că A e 1. Dar A poate să ducă liniștit. Până unde? Până la 9. Până la 9. Sigur că e cifră. Categoric. Așadar, șterg aici, Măriuca, și voi începe acum cu A 2. Deci A egal cu 2 și iar și începe. Să văd cât să fie B-ul pentru varianta asta. Deci A egal cu 2. Hai să scriem cu roșu, ca să înțeleagă prietenii noștri. Deci A-ul e 2. Și atunci, trebuie să spun că azi, aseara, adică când am văzut problema, au spus, eu dau și Laura, și Laura, lui Ana. Îmi place problema, că e fantastic de frumoasă. Deci aici, cum A-ul crește câte puțin și B-ul are posibilitatea ca să fie, nu, acea de valori, încât se poate la 3 și îmi place problema. Așa că, după tine, mă găsesc undeva pe la 7 cu Ana și o să văd dacă a făcut problema. Sunt foarte, foarte curios. Așadar, de ce urmează A egal cu 2? B-ul cât să fie ca să dea primul număr care se împarte la 3? Adică ar fi 2 plus cât să se divide la 3. Plus B-ul, nu? B-ul. Da, B-ul 3. Cât este? B-ul egal cu? 3. Dacă e 3, 2 și cu 3 fac 5. A, scuze. Unu, sigur că da. Foarte bine. Și numărul cum arată? 2310. 2310. Mers tot mai departe. Iar 2 plus cât se facă cât acum? 2 plus cât să se divide tot la 3. Care ar fi următorul număr după 3? 4. Nu, după 3, care se împarte la 3. Ai zis bine, 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 bine. Deci, ca să fie 6. Face 4, 2 și 4 fac 6. 6 se divide la 3. Da. Da? Foarte bine zis. B egal cu 4. Și numărul care apare este? 2340. 2340. Următorul, te rog.
2 plus 7. Corect. Deci 2 plus 7 face 9, care se divide la 3. Da. Deci B-ul este egal cu 7. Corect? Și numărul arată? 2370. 2370. Apoi, ia să văd dacă mai am libertate să mai urce B-ul. Nu. Nu mai are. Că ar trebui să mai de la 1 la 4 cu 3, 4 la 7 cu 3, 3, dacă mai adaugi, face 10 și nu este cifră. Așa cu A egal cu 2, am terminat. Ce variante? A egal cu 3. A egal cu 3, sigur. Hai, începe tu că șterg eu tabla și să vedem. A egal cu 3. Și atunci avem 3 plus B să se divide la 3. 0. Sigur că da. 0. Deci rezultă că B-ul egal cu 0. Adică numărul ăla 3300. Nu? 3300. Da. 3300. Apoi. Apoi 3390. Ar fi, după aceea ar fi 3. Că 3 plus 3 fac 6, nu? Deci da. O altă variantă ar fi 3 plus 3, ca să nu-l pierde vreuna. Egal cu 6, care se divide la 3. Adică B-ul va fi egal cu... B-ul egal cu 3. Și ai spus bine... 3, dacă B-ul e 3, va fi 3330. Da? 3330. Apoi? Da. Și stop, cred eu, pentru varianta da. Când A-ul e 3. A-ul e egal cu cine acum? Cu 4. Te rog. Urmează 4 plus cât? Să se divide la 3. 4 deci plus 2. 4 plus 2 egal cu 6, se divide la 3. Atunci B-ul este 2, da? Da. Și numărul apare 4.000. 4.320. Apoi ar fi 4.300. Ia să vedem, B-ul 80. Ce variante. Cât? Poate ai zis, n-am fost atent. 4.380. 80. 84.12. E bun și acela, dar mai este încă unul până la 80. Cred că 50, că merge și 5. 5 cu 4 da. Fac 9, da? 4.350 și în sfârșit 4.000, cum ai zis tu, 4.380. Asta când A e egal cu 4. Acum A e egal cu 5. 5.310. 5.310, ai zis bine. Apoi 5.300. Unul se mărește cu 3, Măriuca. Adică 5.340, nu? Da. 40. Și 5.000. După aia 3.570. 5.000. 300 cu 3, 70, da? Am zis că cu 3 se mărește. Da. Ce urmează? Urmează A-ul să fie 6. A-ul 6. Te rog să urmărești ce variante? 6.300. Deci 6.000 ai spus 300.
Apoi, 6300. 30. Corect. 30. 6300. 60. Corect. 6390. 90. Și asta a fost cu au 6. Au. Șapte. Șapte acum. Da? 7350. 7300, ai spus 50. 7380. 7380. Și atât. Da. Și atât. La 7. La 7300. 20 nu este? 7320. Cred că este și ăsta. 7, da, da? 7320. Egal cu 12 și se împarte. Da? E bine. Și acum să vedem mai departe 8. Au egal cu 8 și vine 8300. 340. 10. Da? Apoi ai zis bine 8340. Apoi. Apoi 8370. Da. Și atât. Și atât. Asta cu 8, cu 9 și în sfârșit ultima. 9030. 9300, chiar atât. Da, 9300. Adică 9330. Corect. Și 9360. 360. Iată, asta e toată mulțimea de numere. Nu știu câte sunt. Le putem număra. Cred că sunt 3 ori 9, 27, că la fiecare parcă am găsit câte 3 și cum a urcat de la 1 până la 9, sunt 27, eu zic. Ia să le vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, nu ești. Deci mi-a ieșit 28. Deci 7 ori 4. 7 ori 4, dar sunt câte 4 la o descoperire? O variantă? Păi unele aveau doar 2. Au luat valori de la 1 începând până la 9. Și uite, cu 9 sunt 3, cu 8 sunt 3, cu 7 3, cu 6 unde sunt 3 la 7? La 6 de ce am zis eu 4? La 6 sunt 4. La 7 sunt 4? Nu, la 6. La 6 sunt 4, da, e curios lucru. De ce la 6 sunt 4, Mărica? Nu știu. Că e 6 care se divide de așa. Asta era poanta. E și la 9. Păi și la 9, de ce n-am luat încă unul? Păi să luăm, Mărica. La 9390. Uite ce speculație interesantă. Dacă cifra cu care se pornește e 9 sau 6, atunci fiindcă începe B-ul de la 0, 0, 3, 6, 9, generează 4 numere. E și la 3? Și la fel. Și la 3 la fel. Ia să vedem. Da, care? 1, 2, 3. Am pierdut pe 6, măi, Mărica. 3300, 3333 și 3300. L-am pierdut pe ăla. Deci trebuie să punem 3000, mai adăugăm. Îl punem jos aici, n-are importanță. Că doar n-are importanță poziția elementelor într-o mulțime. Deci 3000. 300, cum a zis noi,
3360. 60. Abia astea sunt toate. Deci, fără să le mai numărăm, sunt în total 9 ori 327, dar avem 3 situații când mai adăugăm câte 1. Deci, o situație este pentru 3 când mai avem un număr în plus. O situație este pentru 6 când mai avem un număr în plus, că sunt nu 3, ci sunt în total 4, și la fel la 9. În total sunt, cât am zis noi, 9 ori 327 și cu 4, 31 de numere. Iată că încă o întrebare interesantă. Cum, la 3, la 6 și la 9 sunt câte 4 numere. Și atunci, în total, sunt 3 numere. Am zis 3. 27 și cu 3 ar fi. 9 ori 327 și cu 3, 30 numai. Cred că 30. Cu 30. Am greșit. Nu sunt 31, ci sunt 30. Hai să le numărăm, veni vorba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Da. Cum ne-a ieșit din calculul făcut? 3 ori 9, 27 și cu câte 1 adăugat odată la 3, la 6 și primul la 9, sunt în total 30 de numere. Ei, haideți să mai repetăm o dată problema. Știi bine că problema am făcut-o și este înregistrată, făcută în fuga cea mare, nu? Ieri. Când tu mi-ai spus... Dar am compus-o în fuga cea mare, pentru că la sfârșit acolo, hai să se determine de data asta 3 necunoscute ABC, cu condiția că să se dividă la 2, la 3, la 2, la 3 și la 5. Și foarte, deci toate trei simultan îndeplinite. Și faptul că am cerut la 5 și la 2, am găsit despre ce este ce valoare. C-ul este 0, iar ce a rămas a fost formidabil interesant. Că A plus B, două necunoscute, dar când le adunăm pe cele două numere să fie toate posibilității încât să se împarte exact la 3. Aici a fost nemaipomenit. Pentru că așa am generat. Și ceea ce a fost interesant, problema se consideră corect făcută dacă nu pierde niciun element. Da. Deci, în clipa în care corectorul vede că nu sunt 30, te depunctează. Da? Deci, de aceea avem grijă la asta. Ei, acum, trebuie să spun că eu, după ce am văzut problema, mai ales m-am uitat aseară când am discutat cu Adi, mi-am dat seama că, într-adevăr, e foarte frumoasă și eu mă gândeam că, în mod sigur, prin efortul pe care îl faci tu singură, s-ar putea să ai nevoie, să spunem, de un ajutor, pentru că mă așteptam să nu reușești să găsești pe toate. Tu ai pornit, așa cum ne amintim, cum am pornit și noi, dar era destul de interesant descoperirea acolo că A plus B tot timpul să facă un multiplu de 3, se mai numește, adică un număr care se împarte exact. Am luat 6. 6 le-ai făcut, da? 6 am ratat, adică nu am scris. Mm-hmm. Bun. 6 numere. Bun. Măreca, acum știi ce vreau să spun? Ceea ce ne rămâne nouă este să descompunem pe fiecare din acestea. Adică să scriem ca fiecare din ele luate, unul să luăm pe primul, și să scriem ca un produs de factori. Nu? Da, n-am mai avut timp să fac și partea aia. Ei, acum încercăm chestia asta și rămâne ca tu să continui astăzi acasă. Te joci cu descoperirea acestor numere. Da? Bine. Uite, hai să luăm pe 1320. Cum mă scriem? Te rog să mă ajuți. După modelul acesta faci și fiecare. Deci 1320 egal cu? 1320 egal cu 1300... Nu, 100...
132. 132. Ori 10. Corect. Și egal cu? Egal cu... Mai merge asta măcar prin 2. 132 mai merge. Da. Eu aș zice că merge și printr-un 3. 2 ori și un 3. De ce merge printr-un 2, Măiuca? Pentru că la ultima cifră este 2. Deci noi îl privim ca număr de sine stătător pe 132. Dar și da. Pe suma cifrelor face un număr care se împarte exact la 3. 2 și cu 3 fac 6. Hai să vedem deodată. Putem, fără să ne uităm, să facem împărțirea prin 6? Adică fără să facem la mână împărțirea. Ce zicem? 6 în 13? 6 în 13 și 2. Zicem 6 ori. Hai să spunem 6 ori. Știi bine că zicem împărțitorul ori. Câtul acum așa? Căutăm câtul. Merge de 2 ori, nu? 6 ori 2, 12. Rămâne un 1, coborâm pe 2. Ne imaginăm acum că facem împărțirea. Deci asta facem în mintea noastră. Pentru prietenii noștri, ca să înțeleagă ce anume facem acum. Găsim câtul împărțirii lui 132 la 6. Și, dragilor, asta o facem în mintea noastră. Și în sensul acesta, zice, 6 în 13 merge de 2 ori. Căutăm câtul să scriem. 2 ori 6, 12. Facem scăderea. Căderea 1, coborâm pe 2. 6 în 12 merge de 2 ori. Deci 6 ori 2, 22. 6 ori 22. Este 132. Deci 132 l-am scris ca fiind 6 ori 22. Și ori în continuare, 10 pe 10, cum îl scriem, Măriuca? 2 ori 5. 2 ori 5, corect. Și egal mai departe cu... Acum, pe 6 la rândul lui, nu-i număr prim. Îl mai putem scrie ca fiind cum? 3 ori 2. 3 ori 2, corect. 3 ori 2. Ori, în loc de 22, și pe el mai putem scrie? Ori 11 ori 2. Așa, 11 ori 2, foarte bine. Și ori? Ori 2. 2 ori 5, da? Sau? Sau, acum? 2 la puterea 3-a. Foarte, foarte bine, bravo. 2 la 3-a, ori? Ori 3. Da. Ori 11 ori 5. Corect. Hai să zicem mai întâi pe 5 ori 11. Știi de ce? Ca ordinea numerelor. Dar nu-i, să știi că scrierea ta nu era greșită. Deci, în final, 1320 n-am scris ca 2 la 3 ori 3 ori 5 ori 11. 2, 3, 11, 5. Este un produs de factori prime. 2, 3, 11, 5. Sunt prime. Da, sunt toate prime, sigur că da. La diverse puteri. Știi bine că am discutat aici, la 3 se înțelege la 1, la 5 la 1, la 11 la 1. Deci, unde de se poate să înțelege la puterea? Exponent. Da? Exponentul este 1. La cele care nu scriem, exponentul puterilor respective, exponentul este 1. Bun. Și așa continuă cu fiecare. Mai vrei să mai luăm încă unul pe care vrei tu la întâmplare? Uite, iau unul dintre ele. Că vreau să-l facem pe încă deci unul. Deci în următorul. Sigur, putem să-l luăm pe următorul, dar ca să le spunem prietenilor că putem să luăm la întâmplare un număr mai mare, să zic așa, din motivul ăsta. Că noi ne descurcăm, ca să ne înțelegem. Pe care vrei? Nu știu. Da, tu așa unul, că dacă reau eu, spui că l-am știut numai pe acela. 6330. Gata. Asta.
6330 egal cu, vorbește? Da, 6330 egal cu 633 ori 10. Da. Asta se împarte, îl privim de sine stătător, se împarte la 2? 633, se împarte la 2? Nu chiar. Nu chiar, sigur nu. Sigur că ultima cifră nu-i pară. Deși ești hotărâtă, la 2 nu, dar la 3. La 3, da. La 3, da. Da. La suma numerelor este 12. Suma numerelor este 12, sigur că da. Dar chiar fiecare cifră e deșteaptă și se împarte la 3. Foarte ușor vedem împărțirea asta la 3. Deci va fi 3 ori câtul cât? 3 ori. 3 în 6 merge de 2. Așa. 211. Așa, 211. Și zis foarte, foarte bine. Deci 3 ori 211 și ori 2 ori 5. Știi, de la 10. Ori. Bun. Acum avem o subliniem, avem un număr care, despre care prin 2 nu mai poate fi continuat. Nu are divizor. Dacă nu a avut la început 633, atunci nici ăsta nu l-are, 211, câtul ăsta care a apărut acum. Nu l-are, deci pe 2 nu, pe 3 nu, suma lor vine 4, nu, trebuie luat și studiat. Nu pot să spun că e număr prim. Nici nu l-am găsit noi, noi am găsit numerele prime până la 100. Da. De aceea îl subliniem și începem să-l studiem. O fi prim, nu o fi, el știe. Și 211 începem studiul pe el. Și zicem așa. 211. Să vedem dacă se împarte la primul număr prim care îl avem în discuție. 7. În ordinea asta. N-avem criteriu pentru 7. Așa încercăm să vedem dacă se divide la 7. Te rog să mă ajuți. Bine. 3. 3 ori 7, 21. Coborăm pe 1. Deci 0. Deci ducem la cât 0 obligatoriu, dar restul rămâne, că nu mai avem ce coborâ. Da. Fii sănătos. Deci nu. Deci concluzia este că 200, se scrie asta matematic, 211, după ce am făcut cercetarea asta, nu se divide. Deci 3 puncte și tăiem, nu se divide la 7. Deci nu înseamnă că este număr prim. Nu că mai avem de cercetat. Să luăm în discuție cu 11 acum. Următorul, să vedem s-ar putea să împartă la 11. Și începem. 211 împărțit la 11. Ce părere ai? Începe. Hai să vedem dacă merge. Deci 11 în 21 odată, da? Hai vorbește, vorbește, condu-mă. Că lucrezi pe caiția. Da, este pe caiția urmă. Deci 1 ori 11, 11. Tragem nimic și scădem. 0, 1. 10 este restul care e mai mic ca 11. Să fii să... Da, deci merge. Coborăm 1. Așa. Și 101, să vedem dacă se împarte la 11. Um,
ar merge maxim de 9 ori, nu? Că 9 ori 11 fac 99. Da. Punem și noi 9, ca să ne obișnim să facem împărțirea. 9 ori 11, 99. Și observăm că restul este 2. Da? Deci avem un rest. Nu se divide. Deci 211 să scriem rezultă. 211 nu se divide la 11. Nu se divide. Și atunci, să începem cercetarea, care ar fi următorul număr? Observăm câtul a început să scade. Destul de mult. Bine. Da. Și noi mergem până când câtul împărțirii e mai mic decât împărțitorul. Și urmează acum la 13, nu? În ordinea în care știm noi la numerele prime. Deci, vom zice 211 împărțit la cât am spus? La 13. Egal cu. Ok. Odată. Odată, da. 13. Ia să vedem. Mă auzi? Da, te aud, dar nu mi-ai spus aici. Scăderea, 3 din 11. Trei din 11. 8. 8. Da. Nimic. Acum coboră 1. Da. 13. 91. De 5 ori poate. Parcă e cam mic 5 ori. Nu? 5 ori 3, 15, 5 ori 65. E cam mic. Ia să vedem de... 7 ori poate? Ia să vedem. Dacă zici 7, fă în minte. 7 ori 3, 21, 2, 7 ori 1, 7 și cu 2, 9. Nu, îl depășește 7. 6 cred că rămâne. Da. Ia să vedem. Șase ori trei. Hai, vorbește. 18. 6 ori 1, 6 și 1, 7. Mai repede la calcule. Hai, mai repede un pic. 3. Deci restul e 3. Concluzia care este? 16 rest 3. Nu. Deci, într-adevăr, concluzia este că 211 nu se divide la 13. Nu se divide la 13. A scăzut câtul? 16. Data trecută era 19. Sunt șanse că la următorul împărțitor câtul să scadă sub nivelul împărțitorului și ne oprim. Deci la cine să-l împărțim acum? Pe 211? La următorul număr prim, după 13? Care este 17. Corect. Și egal cu? Șaptesprezece în douăși unu. O dată, hai. 1 ori 17, 17. Patru. Da. 41. 41. 17 în 41.
chapter 3, 2, 1, 1. E apoi ce este? 2, 1, 2 și 7, 3, 1, 3 cu 2, 5. De apoi ce este? 1 de 3 ori, 5 de 2 ori. Ai vrut, de trei ori ți-a fost dirijat. Că... Da. Treizeci patru. Auzi? 4 de 11. 4 de 11 egal cu 7, nu? Nimic. Da. Iată, din nou putem spune că nu se împarte exact, deci 211 nu se divide la cine, Măriuca? La cine nu se divide, la? La 17. Așa, de la 17. Dar surpriză, ne oprim. Că orice am mai încerca, celelalte numere prime care le încercăm, niciunul din ele nu vor mai oferi șanse. Adică, deci dacă am luat pe 19, dacă am luat pe cele care le știm noi, 23 și mai departe, nu se vor mai divide, pentru că am ajuns în etapa când împărțitorul este mai mare decât câtul. Deci cum 17 e mai mare decât 12, ne oprim. Deci ne oprim și tragem concluzia clară că orice încercare ar mai fi, ar fi sortitul eșecului, nicio împărțire nu va mai merge și atunci rezultă că 211 este număr prim. Deci 211 este număr prim. Salut! Gata, am cercetat. Așa că descompunerea de mai sus rămâne bătută în cuie. Asta e corectă. Deci 6330 are ca descompunere doar atât. Egal cu 2 ori 3 ori 5 ori 211, cu toată hotărârea o spunem. Că este și el prim, am cercetat asta. Deci asta este descompunerea lui 6330. 6330 are așa să descompune 2 ori 3 ori 5 ori 211. Aș vrea aici să mai insist, uite că am luat un număr la întâmplare, Măriuca, și ce bucurie ne-a prins pe noi că am dat peste un număr la un moment dat, după ce am văzut că 6330 este 633 ori 10, că 633 la rândul deci poate fi scris ca fiind 3 ori 211, dar ne-am lovit de numărul acesta. 211 despre care nu puteam să știm. Adică dacă luam, nu puteam să știm că e prim. Eu bunoară nu știam. Știu și eu până la 100, cum știi și tu. Dar rest nu mai știu. Și atunci el trebuie luat la studiu. Trebuie luat în studiu. Trebuie cercetat. Deci dacă și eu când o să descompun, da, și mă găsesc la așa, fac până la 17? Nu știu dacă 17, s-ar putea mai devreme. Faci până când se sesizezi că la împărțire câtul e mai mic decât împărțitorul. Asta este șmecheria tare. Deci ai oprire, că să nu te duci să tot cercetezi acolo. Nu, până când la momentul în care câtul, cum s-a întâmplat la noi, este mai mic decât împărțitor. Nu știu care este împărțitorul la tine. Este acolo, s-ar putea să fie la 7 sau la 11, mai devreme să se întâmple asta.
Ești fericit în condițiile acelea, în și studiul. Dacă, de exemplu, dacă e mai mare, dacă e mai mare, cât cum a fost la noi, de a fost. De exemplu, dacă câtul e nouă și împărțitorul este 10, mă opresc. Dacă e 10, dar la împărțirea la 10 știi ce o faci. Da, știu, dar era ai luat exemplu acesta în sensul. Dar noi numai împărțit. Deci drept împărțitori îi vom avea pe toate numerele prime. Că noi cu numerele prime studiem. Că în clipa în care știi la 2, la 3 și la 5 acelea, de acum numai numerele primele e în studiu. Deci ori de câte ori te afli la o împărțire, tu tragi cu coada ochiului să vezi câtul. Și în clipa în care împărțitorul este mai mare decât câtul, stop, ești foarte fericit, spui despre numărul acela, gata, e număr prim și la revedere. Că orice aș mai încerca, oricare alt numere prime mai mare decât acelea, drept câturi, vor fi numere tot mai mici, tot mai mici decât, și acelea nu vor mai, nu există riscul să mai facă o împărțire exactă. O să explic de ce într-o altă discuție. Dar asta, observații, noi am pus-o la punct acum și tu ai înțeles-o foarte bine, că toate numerele pe care le ai tu la discuții, toate au 10, care înseamnă 2 ori 5, și te trezești pe urmă la un număr de tipul ăsta, care la rândul are un 3, neapărat are un 3, că 2 ori 5 era și 3 la divizibilitate. Și atunci faci împărțirea prin 3 și pe urmă ce va mai fi, Doamne ajută să fie încă divizibil, să nu fii pus în situația asta cum am fost noi cu 211. Că să știi, nu avem altă soluție decât să le iei la mână deoparte, să-l cercetezi până când constați că în ritmul acela de împărțiri, în algoritmul ăla de împărțiri, la un moment dat se întâmplă un împărțitor mai mic decât un împărțitor care să fie mai mare decât câtul sau câtul mai mic decât împărțitorul. Da. Deci asta e foarte, foarte important. Așadar, exersând măriuca, hai să vorbim așa, exersând pe acestea, ai face un antrenament foarte bun și la împărțiri, că vezi că de acum eu te invit să faci împărțirea asta, pentru că la 3, sigur la 3 va fi un număr ușor de făcut împărțirea. Și pe urmă, le iei pe acestea deoparte și împarți la 17, la 16, la până. Deci e un antrenament foarte bun pentru împărțiri. Și faci și un... vrei să mai luăm unul? Tot la întâmplare. Ca să vezi încă o dată. Te las pe tine că tu ai venit cu numărul ăsta. Mie mi-a plăcut că am dat peste un număr prim. Am fost foarte încântat. Ia să vedem. Poate mai găsim 432. 4320. 4320. 20, da? Ia 1 cu 7. Măriuca, ia 1 cu 7, uite ce spune mie. Cu 7, cu 8, cu 9, ca să fie mai... Poate să prind într-unul mai frumos, mai interesant. Cum? La care rămâne? La 4? 5370. 5370, gata, e al tău. Deci 5370. Acum numai tu conduci. Îți imaginezi că tu ești cea care lucrezi egheșițul ăsta și eu scriu ce îmi dictezi tu. Egal cu. 5370 ori 10. 537, vă spui. Da? 537 ori 10, de acord. Da. Egal cu. 3, sigur. Da, era cu 15, deci... Face 15, era de așteptat, că încorporat era și divizibilitatea la 3, știm asta. Și acum facem împărțirea la, zicem, 3 ori și vezi câtul. 3 în 5. 3 în 5 odată. Da. Vărăm 3, 23, 7,
Da, 7 ori 3, 21. 2, 7, 9. 9. Deci am zis 3 ori 179 este cine? Acest număr. Înmulțit cu, în loc de 10, 2 ori 5. Hai repede, mai. 2 ori 5. Ori. Cine, ce număr intră în studiu? 179. 179. La 2 noi, că 10 l-a avut pe 2 și l-a încorporat. Uneori se poate întâmpla să fie și noi am pățit asta. Dar luăm la studiu. 179 deoparte. Bine. Prin cât? Prin 2 nu. Luăm din nou. Prin 2 nu, prin 3 nu. Ia să zicem prin 3. S-ar putea să meargă prin 3? Nu. Nu merge, da? 8, 9, 17. Nu merge. 10, 17, nu. Prin 5 nu, 7. Primul număr. Că la 5 nu. Sigur că da. Dacă nu mergi la 3, nu mergi la 2 ori. Merge de 2 ori, că ai zis bine. 2 ori 7, 14. 9, 39. Părți la 7. 39. Se poate doar de 5 ori. Corect. Dar restul 4, deci nu e corect. Deci concluzia este că 170, să zicem 179, nu se divide. Nu se divide la 7. Atunci hai la 11. La 11, sigur că da. Cât, nu, la împărțirea asta, câtul încă e mare, da? E 25. Da, deci e ok până acum. Da, deci ne ducem la 11. Nope, iar cu 16 rest 3. Da, eu am rămas în urmă, de n-ai vorbit și eu am rămas în urmă. Deci merge o dată. O dată, 16, egal 6, coborăm 9, da. De 6 ori. Da, 66, zis bine, și 3, rest 3. Concluzia este că nu se divide. Da. Deci acesta e vorba de 179, trebuie să scriem aceste lucruri. 179 nu se divide la 11. Nu se divide. La 13. La 13 încercăm, sigur. O dată. Da. Stai. Ori. 13, da, zis bine. Zic 4. De 3 ori. 9, 39. Da. 10. Deci 13 rest 10. Da, da. Fiindcă de rest, înseamnă că 179 nu se divide la 13. Da. Dar ce chestie n-am întâlnit, nici nu m-am gândit. Egalitate, vezi? Doar fizic, ce diferență. Deci egalitate. Cât e egal cu împărțitorul. Dar ne putem opri aici. Acum ne oprim. N-are rost să mai continuăm. De ce mai mare? Deci când se întâmplă să fie chiar egale, ne oprim. Dar nu e chiar egal. Că chiar egal. Deci pune acolo unde am spus eu, câtul este mai... așa am zis, că se oprește când câtul e mai mic egal cu împărțitorul. Când se întâmplă așa, câtul mai mic egal decât împărțitorul, ne oprim. Ne oprim. Deci și la egalitate ne oprim. Și gata. 179 este număr prim. Și atunci, concluzia este că numărul 179 este prim. Nu mai continuăm, nu mai cercetăm. Ne certăm cu oricine pe stradă dacă ne întreabă cineva și spune că ar fi, că nu e adevărat.
că ar avea descompunere? Nu. Știm foarte bine, noi l-am cercetat. Deci, el rămâne așa cum îl vezi aici, în descompunere, are varianta asta de descompunere unică, cum, cine este el? 2 ori 3 ori 5 ori 179, da? 2 ori 3 ori 5 ori 179. Da. 2 ori 3 ori 5 ori 179. A fost bine, te-ai descurcat foarte bine. Mai luăm încă unul ca să fiu sigur că tu vei face cu tot. Vei avea foarte multă încredere ca să-ți cercetezi pe toate. Mai ai încă unul tu și pe urmă ne mutăm. 300... Nu, 3390. 3390. Vorbește. 3390 egal cu 1 ori 3 ai făcut odată. 113 ori 3 ori 2 ori 5. Asta e viteză mare. Ai zis și 10-le, că ai 2 ori 5. Ai și făcut asta împărțirea? Foarte tare. Așa. Și acum... Intră la studiul 113. Da. Eu nu știu. Nu știu. 113 împărțit la 7. Da. O dată. Da. 7. 4. Da. Coborăm 3. Da. De 6 ori. 16, restul 1. Nu-i. Concluzia este că 113 nu se divide la 7. Scriem asta, da? Totdeauna. Mări. Da. Nu se divide la 7. Luăm? Luăm 113 la 11. Părții la 11. O dată. Da. 3. Deci... 10 rest 3. 10 rest 3 și ești fericită. De ce ești fericită? Pentru că câtul e mai mic decât împărțitorul. Da. 10, chiar scriem, 10 este mai mic decât 11, ca să vadă tot omul. Și atunci ne oprim. Ne oprim. Stop! Și tragem concluzia. Stop. Da, stop. Ce bine spus că stop. Stop. Așa, chiar așa. Stop. Ne oprim și concluzia este după stop că numărul care l-am avut 113 este prim. 113 este număr prim. Am văzut că ai scris stop. Da, stop. Am crezut că ai scris stop. Stop? Nu, stop. Deci numărul final, acesta care îl vedem, așa rămâne mărica. Nu e obligatoriu să luăm în ordine. Doar pentru că ochiul îi place asta, să scriem 2 ori 3 ori 5 ori 113. Și asta e descompunerea unică. Deci orice număr la întâmplare are o unică descompunere în factor prim. Da? În factor prim la puterea cea mai mare. Ce frumoasă! Foarte tare! Foarte tare! Îți rămâne acum, m-am mai convins că te poți descurca, Măriuca, foarte bine singură. Și noi am făcut vă 4, cred că, din ele. Ia uite de câte am făcut din cele 30, 4 sau 5? Da, 4. 4. Au rămas 26, nimica toate. Da. Și le iei pe toate, așa, și asta e tema care așa o să-ți producă stare de bine. Pentru că știi ce ai de făcut. Știi exact fiecare, cum îl iei, ce faci, studiezi. Este foarte, foarte, foarte plăcut ca să facem la astfel de ghești. Da. Vezi? Dacă aș mai avea inspirația asta, așa ca la întâmplare să fi produs un negheșițu ca ăsta, abia aștept să-l fac și cu Ana.
pentru că este foarte interesant, foarte interesant. Și ce părea că e așa făcut din fugă, s-a dovedit a fi un exercițiu foarte frumos și de multe lucruri. Că greaba nu strică treaba. Să poate de data asta. De data asta, așa a fost să fie. Nu mi-am închipuit. Uite, ce să mai propun? Să ne mai întoarcem un pic la puteri. Bine. Puteri. Uite, Mărica, ce înseamnă să ne întoarcem din nou 2 la a 5-a? 2 ori 2 ori 2 ori 2. 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 5 ori. Dar să știi că eu pot să scriu că sunt de 3 ori, pot să spun așa. E 2 ori 2 ori 2 o echipă și pe ori cealaltă echipă 2 ori 2. Da. Și cât face asta? 32. Păi ca mulțire așa este. Dar face primii 3 înseamnă 2 la a 3-a. Nu așa? Plus 2 la... Ori. Ori 2 la 2-a. A 2-a. Da? Deci foarte tare, foarte interesant. Deci am găsit acum o șmecherie care merge să o reținem. Deci iată ce lucru minunat. 2 la 5 este egal cu 2 la 3 ori 2 la a 2. De acord? Da. E un adevăr. Mai ai tu altă variantă de descriere al în afară de 2 la 3 ori 2 la 2. Pur și simplu 3 la 4 cu 3. Nu 3 la 4. Nu, atenție, tot în baza al 2 trebuie scris, dar câți de al de 2 se iei în prima grupă și câți de al de 2 în altă? Cea de-a doua grupă. Schimb locurile. Poți să schimbi locurile? Sigur că da. Asta e foarte simplu, dar asta e din cauza comutativității mulțirii. Deci poți fi 2 la 2 ori. Sau alta, mai am o variantă. Dar, deci, 1-1. 2 deja e. 3 deja e. 4 deja e. Deci, 5 numere adunate se facă 5. Că doar asta s-a întâmplat aici. 3 plus 2. 4 plus 1. Asta eram. 2 la 1 ori 2 la 4, mă măric. 2 la 1 ori 2 la 4. Deci foarte tare, foarte interesant este această primă proprietate care am găsit-o. O să o notăm pe 1, că 2 la a 3-a ori 2 la a 2-a ne dă 2 la puterea 3 plus 2, care face 2 la a 5-a. Foarte, foarte important așa. Cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază? Deci cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază? Să copii baza, știi că am discutat ieri, și să adun exponenții. Face 2 la puterea a 5-a. Aceasta e prima proprietate. Și invers, dacă ai pe 2 la 5, îl poți descompune, îl poți scrie ca fiind 2 la 4 plus ori 2 la 1. Ce vrei tu? Ia să mai încercăm pe baza acestea. Cum scrii tu pe 3 la 7 în variante? Cum descompuni pe 3 la 7? Trei la puterea patra plus trei la puterea treia. Trei la patra ori trei la treia. Foarte bine. Ori, da? Ori trei la da. Treia. Altă variantă. Cinci. Adică trei la puterea cincea ori trei la puterea a doua.
Foarte bine, Marica. Foarte, foarte bine. Și o altă variantă? Treia puterea una. Așa. Ori trei la puterea șasea. Trei la întâia nu mai pun, pur și simplu, pentru prietenii noștri, așa, pentru un abuz. Trei la șasea. Dar nu trebuie să pui când zici unu, nu? Nu, 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 nu e obligatoriu, dar dacă îl pui, nu e crimă. Asta vreau să spun. Da? Dacă îl pui, nu e o crimă, dar se subînțelege când nu îl pui, că e trei la întâia. Pentru că 3 la 0, Măriu, ca, stai, trebuie să facem o convenție. Ce? Așa e, prin convenții s-a stabilit, 3 la 0 face 1. 100 la putere face tot 1. Indiferent ce bază e, dacă e la puterea 0, face 1. Asta e o proprietate care trebuie bine știută. Deci orice număr la puterea 0 face 1. Că nu se pune nimic, se supune la exponentul 1. Am să scriu în general așa, proprietatea a doua, acum, care mi-a venit în minte. Deci A la 0, prin am înțeles orice bază, A la 0 este egal cu 1. A la 0 face 1. Dacă A-ul e diferit de 0. A-ul nu are voie să fie 0. Adică 3 la puterea 0 e egal cu 1? Deci 3 la puterea 0 face 1, sigur că da. 7 la 0 face 1. 1000 la puterea 0 face 1. Deci indiferent ce număr la puterea 0 face 1. Dar dacă vei vedea pe cineva că zice 0 la 0 și dă un rând, acela nu trebuie luat în seamă. Că nu știi, nu poți să răspund. 0, n-am ce să răspund. Deci numai... cu 0 la puterea 0. Numai la 0. De 0 la 0 nu se poate răspunde. Nu se poate. Acolo, în clasa 11, am promis Bubu că îmi răspund. Scrie acolo ca să am promis, trebuie să mă țin de cuvânt. Deci în clasa 11 să răspund. Acum să ții minte că doar așa, orice număr la putere 0 face 1, dacă e diferit de 0, deci acest număr A-ul nu poate să fie 0, orice număr poate să fie, indiferent, oricare ar fi A-ul ăsta. Ăsta e simbolul oricare. Așa se citește. Acest V tăiat așa. În matematică. Oricare ar fi. Adică indiferent ce pui tu acolo. Oricare. Da, ce frumos. Ce interesant. Vă zic că știu să mulțesc două puteri acum. Ia să facem în continuare și am mai descoperit și proprietatea asta. Ia să ne mai jucăm noi un pic, Măriuca. Și 0 la 0 nu se poate, e foarte important. Niciodată nu poți da niciun răspuns la 0 la 0 decât în clasa 11 te pun răspuns. De ce? De-abia atunci. Deci, de-abia atunci? Pentru că n-am informațiile necesare, decât până în clasa 11. La clasa 11 facem niște noțiuni. Așa cum în clasa 5 acum facem puteri, și cu astea te vei găsi foarte repede în primele lecții, și vezi, la matematică este exact așa cum pui cărămidă peste cărămidă, cărămidă peste cărămidă, ca să faci o construcție. Și doar în clasa 11 avem cărămizi destule puse și construcția ajunge la un nivel, la etajul, să zicem, 6 sau 7, câte, la penultimul etaj, hai să zic așa, și atunci toate
toate etajele din urmă, toată construcția făcută, îmi permite mie să pot da răspuns pentru 0 la 0. Da? Ai înțeles acum care e motivul. Bun. Deci acum sunt prea mică să înțeleg. Deci, în momentul de față, suntem cu informații puține și nu putem face asta. Okay. Vreau să facem următoarea înmulțire. 8 ori 4. Știi cât faci, nu? 8 ori 4? Da, 8 ori 4, 32. 32. Dar eu pot să spui pe 8 ca fiind 2 ori 2 ori 2. Ia să vezi dacă am nedreptate. Da. Că e 4 ori 2, 8. Și ori? Da. 2 ori 2 ori 2. Deci adică 8 ori 4 ar fi 2 la put. Ar putea scrie 2 la 3 mai întâi, 2 la 3 ori 2 la 2. Și după cum știm, fac 2 la 5. Deci 2 cu puterea 5 egal cu 32. Corect, corect. 2 la 5 egal cu 32. Iată o chestie foarte importantă. Deci, dacă vrei să spunem așa un pic, 2 la 2 cât este? 2 la 2 egal cu? 2 la 2 este 4. 4. 4 ca valoare, da? 2 la 3? 2 la 3 este 8. 8. Așa. Nu, se păcălește tu. Că i-a înțeles foarte bine. Ți-am spus ce făceau. Mulțeau baza cu exponent 2 ori 3, 6. Nu. Niciodată să faci. Niciodată. 2 la 4. Deci nu cumva ai pedepsit? Oleo, știi cum? La loc 2. Ce? Nota 2. Deci nu stăteam pe gânduri. Când făcea greșeala asta, spuneam la loc 2. Nu putea să se recompense sau ceva? Dacă ar fi putut, greșeala era atât de mare că e pentru mine, însemna așa, că eu orice aș mai căuta și dacă vedeam în teză, dacă găseam o teză în care el... Teză, adică test? Da, test. Hai să simt teză, dar să vezi că să dau teze. Adică semestrial, în afară de notele care... Mărica, ce va fi acum la începutul clasei a 5-a este un moment de șoc. Pentru că tu, de regulă, nu ești obișnuită decât cu calificativele. Bine, foarte bine, nu știu ce. Da. Dar acum va fi notă. Te scoți la tablă și te întorci înapoi cu notă. Și la toate obiectele. Fiecare profesor pune note. Acum e 7, 8, 9, 10... Notele sunt puse concret pe momentul acela cunoștințelor. Și când și la matematică, la română, și nu ești la, cred că mai două la clasa 5-a, mă gândesc, numai două teze, la sfârșitul, după ce se adună notele, se dă și o lucrare, această teză, Măriuca. Adică este un test, cum spui tu, de profesor fixat. El știe nivelul clasei, el știe cum să organizeze testul. Și dă teza aceea. Și media se face acum dintre... Ce înseamnă media? Se adună notele din oral. Se împarte la câte note sunt. Și am o notă la oral, să zice. Și cu teza, iar se adună cele două și se împarte la doi. Și aceea este media pe semestrul respectiv. Deci, începe o activitate. De aceea copiii suferă un moment de șoc. Pentru că când erau Cristi și cu mami erau mici, nu erau calificative. Erau cu note la întâia. Și atunci erau obișnuiți să primească note. Și să întrebi tate, eu niciodată nu n-am pus eu notele. I-am pus pe ei să-și pună notele. Ei? Da, la teste, la testele toate, testele, vezi, da, și ei își puneau nota, am făcut de atâta. Și eu le puneam notele la care fixau ei, le puneam în catalog.
Dragi nu ziceau tot timpul 10 și gata. Păi, ia să vezi, să întreb pe tati cum făceam. Deci, în clipa în care sesizam eu că și-o umflat nota, spune, treci la tablă și susține teza. Dacă peste punctajul care l-am stabilit tu ai pus un punct în plus, da, eu scad de la punctajul un punct înapoi. Deci dacă el își punea în loc de 6, își punea 7, da, eu pe urmă, după ce îl vedeam, îi puneam 5. Deci... Dar nu se știe de ce notă a făcut el. Păi cum să nu știi dacă făceam punctajul, puneam pe tablă punctajul, sutim, la milimetru, tot. Și el își corecta imediat. Deci azi dădeam lucrarea, astăzi, în 10 minute își corectau fiecare lucrare. Corectez eu că pierdeam mult timp acasă. Și erau ei mult mai exact, mult mai preciși, mult mai riguroși decât mine. Și eu am descoperit șmecheria asta și atunci nu mai corectam acasă. Nici teză, nici extemporal, nici nimic. Totdeauna este pe Prof Online, la început acolo, este o lecție în care eu fac așa ceva. Autoevaluarea se cheamă acolo. A. Să vezi cum în clasă copiii își corectează acolo copii, toată povestea aceea. O să-ți placă. Eu ne-am întins cu vorba, dar am făcut-o în discuția asta pentru ca tu să înțelegi niște lucruri, să le înțelegi. Poziție foarte bună, pentru că tu vei avea niște cu puterile astea. Când vezi cum ați de șoc, dar tu stai de lucrurile sunt clare. Știi ce înseamnă. Ei, la putere o să mai continuăm mâine. Mai joacă-te cu câteva putere aici cu proprietatea asta, ca să înțelegi mai bine. Și ai acolo exercițiile acelea care sunt foarte, foarte frumoase, interesante. Și ne întâlnim mâine să stăm de vorbă la ora 4, da? Să nu le faci sub stare de stres, da. Le faci jucând, cum se spune, dacă tu de acum te apuci ușor, ușor, jucezi, acum 3-4 numere, mai lucrezi peste câteva minute, iar 5-6 numere, dacă le lași pe toate, deodată cele 26 de numere se par foarte multe. Dar dacă ți împarți câte 4-5 și mai te duci, iar te întorci, iar faci 4-5, o să vezi că ajungi foarte repede să termini. Și încrederea care o câștigi la fiecare etapă este una care te face să lucrezi cu foarte multă plăcere. Da? Să spunem la veni și prietenilor noștri. Da. Fii din ce în ce mai frumoase, așa. Roagă-l să facă asta. Îi pupăm, Mariuca. Pupăm și să ne vedem cu bine mâine. La revedere! La revedere, dragilor! Nu uitați, cum spuneau băiețelul acela, să dați like și share. Așa era acolo el, cel de clasa a doua. Nu uitați să dați un like și share. Și uitați-vă pe lecții, că sunt foarte frumoase. Vă asigur eu că sunt foarte... Spuneți la cumetrii, spuneți la toți cei care sunt prietenii voștri. Spuneți că sunt lecțiile foarte frumoase și interesante. Așadar, ne oprim aici. La revedere! Și abonați-vă! Ok, la revedere! Câți abonați? Nu știu că sunt. Tati știi acolo. Sunt 70 de mii. Sunt 66 de mii. 66 de mii? Aproape, da, aproape 67, sau poate mai mult, nu știu, o să mă uit. Uite-te tu și îmi spui mâine câți abonați sunt. La fiecare abonație știi ce se întâmplă. Când s-a pus o lecție, i-am atenționat instant. Și aceea odată văd lecții, îți duc repede și văd lecțiile și vor fi foarte încântați de lecțiile noastre. Da. Bun. La revedere, Mariuca, ne auzim cu bine mâine. La revedere. La revedere. Pa, pa. Cum să
Da, se închide, e...